Don't tell me. Dai ca am presa ca e drum pe lângă el. Sau nu. Întorc, Georgiana, liniștește. Doar ce vale mașina aici. Are 3 metri, Georgiana, trebuie să o întorc. Când ești cu autorulota, litoralul grecesc e foarte primitor și găsești o mulțime de plaje frumoase. Trebuie doar să fii atent pe unde mergi, ca să nu fie nevoie să te întorci din drum din cauza trecerilor prea joase pe sub poduri, așa cum ni s-a întâmplat nouă, de exemplu. Și nu odată, ci de 2 ori în mai puțin de o oră, în timp ce căutam un loc de campare în apropierea stațiunii Leptocaria, mai jos de Salonic. Am văzut o parcare mult mai mare. Gen asta. Hai că încerc să intru pe acolo ca să văd exact. Vreau să găsesc un loc să fie destul de tare și cât mai aproape de plajă. După ce ne-am învârtit puțin pe străzile nu foarte largi ale stațiunii, am găsit în apropiere o plajă ok și o parcare destul de goală, fix lângă plajă. Unul din ăștia e Olimpul, Dumnezeu știe care. Ne-a plăcut și aici, pentru că am avut liniște și o priveliște superbă către muntele Olimp. După atâta sălbăticie, am zis să încercăm și puțină agitație de stațiune. Așa că am poposit o noapte în Neipori, o destinație aleasă de mulți români. Cel puțin asta ne-a fost impresia, observând mașinile parcate și plimbându-ne seara printre taverne. Cata seara undeva în zona aceasta, dar când ne-am întors din oraș, era plin de campare. Se bloca într-un fel drumul și am hotărât să ne mutăm. Plaja este în față, dușuri peste tot. Ultima oprire înainte de întoarcerea acasă a fost în Paralia, o altă stațiune grecească destul de cunoscută printre români. Ziua ne-am petrecut-o pe plaja de lângă stațiune, destul de întinsă încât să nu fie aglomerată, iar seara ne-am retras în port, să fim mai aproape de taverne, de înghețată și de apa potabilă cu care ne-am încărcat rezervoarele mașinii. Cam așa ne-a fost vacanța de 13 zile în Grecia, cu 9 locații explorate, 2400 de kilometri parcurși cu autorulota și multe amintiri frumoase strânse. Dacă vrei să afli continuarea aventurii noastre, folosește butoanele de like, share și subscribe.